Bună dimineața, dragă biserică, și bună dimineața, dragii noștri ascultători de pretutindeni! Pace, dragă biserică, dragi prieteni și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, doresc ca și în această dimineață binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu să fie și să rămână cu voi. În această dimineață avem o poveste foarte interesantă și cred că foarte relevantă pentru noi creștinii de astăzi. Această poveste se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 8, iar titlul acestei povești este Pilda judecătorului nedrept. În această parabolă, Domnul Iisus ne învață importanța rugăciunii constante și a perseverenței, ilustrând mesajul prin povestea văduvei și a judecătorului nedrept. Văduva din această poveste, în ciuda refuzului inițial al judecătorului, continuă să-l roage să-i facă dreptate. În cele din urmă, judecătorul cedează, dar nu din compasiune sau pentru că i-ar păsa lui de dreptate. El îi face dreptate doar pentru a scăpa de insistențele ei. Acest contrast între judecătorul nedrept și Dumnezeu este esențial. Dacă un judecător nedrept poate ceda unei cereri stăruitoare, cu cât mai mult Dumnezeu, care este bun și drept, va asculta și va răspunde celor ce se roagă lui neîncetat. Cred că mesajul central este clar. Dumnezeu dorește să fim oameni statornici în rugăciunile noastre, să fim oameni constanți și să avem încredere în El, chiar și atunci când răspunsurile întârzie să apară. De această dimineață aș dori să învățăm trei lecții și voi căuta să fiu scurt și la obiect. Iar prima lecție pe care o putem învăța din această parabolă este să ne rugăm și să nu renunțăm. Iisus ne încurajează să ne rugăm mereu și să nu obosim. Adesea ne pierdem speranța când rugăciunile noastre nu primesc un răspuns imediat. Dar această parabolă ne amintește că trebuie să fim perseverent, chiar și atunci când ni se pare că Dumnezeu întârzie. Văduva din această poveste este un exemplu de perseverență. Deși pare că judecătorul nu ascultă, ea continuă să insiste, întorcându-se iar, iar și iar. Prin aceasta, Iisus ne încurajează să fim perseverenți în rugăciune, să nu renunțăm chiar și atunci când nu pare că primim un răspuns. Iar această perseverență reflectă încrederea noastră în Dumnezeu, în faptul că El va răspunde la momentul potrivit. Cum arată perseverența în rugăciune în viața ta? Când ai simțit ultima dată că Dumnezeu a răspuns unei rugăciuni după ce ai insistat și nu ai renunțat? Să continuăm, dragii mei, să ne rugăm și să nu renunțăm. A doua lecție este să credem că Dumnezeul nostru este drept și va răspunde. Contrastul din această pildă este izbitor. Dacă un judecător nedrept cedează insistențelor unei văduve, cu atât mai mult Dumnezeu, care este un tată iubitor și drept, va răspunde rugăciunilor noastre. Dumnezeu nu este ca acest judecător nedrept. El nu ne ignoră și nici nu ne răspunde doar din insistență. El ne răspunde pentru că ne iubește și pentru că știe nevoile și știe dorințele mai bine decât noi înșine. Adesea însă Dumnezeu îngăduie o perioadă de așteptare pentru a ne testa credința, pentru a ne întări răbdarea și pentru a ne apropia mai mult de El. El răspunde în modul cel mai potrivit, chiar dacă acest răspuns nu vine în momentul sau forma în care noi l-am dorit. Prin aceasta Dumnezeu ne întărește credința și ne pregătește pentru momentul potrivit în care El ne va aduce răspunsul. Iar ultima lecție pe care o învățăm este evaluarea credinței noastre. Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, ne întreabă la sfârșitul acestei pilde, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Prin aceasta, Domnul atrage atenția asupra un adevăr important. Perseverența în rugăciune este un test al credinței noastre. Așteptarea răspunsului lui Dumnezeu ne pune credința la încercare, pentru că în mod natural ne dorim rezultate rapide și evidente. Perseverența în rugăciune arată dacă avem încredere cu adevărat că Dumnezeu va face dreptate și că El lucrează pentru binele nostru chiar și atunci când nu vedem rezultate imediat. Mai avem noi credință?
Mai credem noi și mai crezi tu că Dumnezeu poate interveni în situația ta, că mai poate Dumnezeu să-ți facă dreptate? De atâta vreme te rogi și parcă nimic nu se întâmplă. Să mă mai rog? Să mai cred? Da, roagă-te și nu te lăsa, că poate în vremea aceasta Dumnezeu îți evaluează credința. Ca și o concluzie, dragii mei, această parabolă este o chemare pentru fiecare dintre noi. Să fim constanți în rugăciune, să nu renunțăm niciodată, indiferent de circumstanțe. Dacă te rogi de mult timp pentru ceva anume, nu renunța, rămâi statornic. Dumnezeu va răspunde la momentul potrivit. Fiecare rugăciune este auzită și ascultată de Dumnezeu. Deși El poate întârzia în opinia noastră, însă nu o face din lipsă de iubire sau din neatenție. Dimpotrivă, Dumnezeu știe când este cel mai potrivit moment pentru a interveni. Iar perseverența noastră în rugăciune este un test al credinței noastre în Dumnezeu. Să ne rugăm cu credință, așa cum a făcut această văduvă, știind că Dumnezeu ne va aduce dreptate și va răspunde cererilor noastre, pentru că El este un Dumnezeu bun și iubitor. Fiți binecuvântați oriunde vă aflați! Ați ascultat Gândul de dimineață, devoțional audio oferit zilnic de Biserica Betania Dublin. Dacă v-a fost de folos și pentru a accesa mai multe resurse, vă așteptăm să ne vizitați pe platformele online. Dumnezeu să vă binecuvinteze!